Ce să faci, Jonuțule, că mai țineți minte că cu 2 ani de zile s-a înțepat toată planeta ca prostovanii. Hăpa, hâț, hâț, hâț. Nu, înțelegeți ce vreau să zic, da? Trebuie să avem grijă la cuvinte, să nu ne închidă domnul Claus Schwab live-ul. Nu. Și pentru că universul este frumos, pentru că universul este minunat, din păcate, asta este ceea ce îmi pare mie cel mai rău. Mie îmi pare cel mai rău că și foarte multe suflete bune, și foarte multe suflete curate, și foarte multe suflete bine intenționate, da? Deci inteligente, atât spiritual cât și fizic, chiar și ele au fost păcălite de acest rahat pe care l-au făcut băieții global. Și pe mine mă doare acest lucru. Mă doare că au murit foarte mulți oameni nevinovați, mă doare că au murit foarte mulți oameni mințiți, da? Batjocoriți. Da? Mă doare faptul că foarte multe suflete bune au fost prinse în această capcană, sub o formă sau alta, și au făcut acest pas greșit. Și caut soluții pentru vindecare, așa cum spune și acest titlu al live-ului. Acum, soluții fizice, materiale 3D pentru vindecare nu sunt, pentru că tehnologia folosită în acele rahaturi alterează ADN-ul. Noi am ajuns la capacitatea tehnologică de a crea un astfel de ser, da, sau o astfel de pastilă, sau ce vreți voi, ca să alterăm ADN-ul. Dar încă n-am ajuns, cel puțin deocamdată, la tehnologia necesară ca să putem modifica ADN-ul în timp real. Și atunci, fizic, nu există niciun fel de antidot. Cei care au făcut greșeala, au făcut-o, iar ea este ireversibilă. Mai devreme sau mai târziu, acești oameni se vor îmbolnăvi de ceva anume, da? Și în cele din urmă vor pieri. Unii în chinuri, alții direct palangă la pământ. Nasol, asta este. Pe principiu, dacă ești prost, ești prost în orice zodie.